George Constantin s-a născut la 3 mai 1933 la București. A locuit într-o casă modestă din cartierul Regii al Bucureștiului, alături de părinți și de sora sa, Maria. La vârsta de 15 ani, se înscrie la o școală profesională de pe lângă întreprinderea de construcții de avioane din București, la specializarea ajustaj. În anul 1949, profesoara Ela Butfi, de la fostul pension Elena, doamna, a venit aici pentru a descoperi tinere talente pentru o trupă de teatru de amatori. George Constantin avea să impresioneze în rolul lui Tipătescu din O scrisoare pierdută de Ioan Luca Caragiale, iar acest debut avea să-l inspire pentru o viitoare carieră artistică. În 1952, George Constantin a fost admis la Institutul de Teatru și Film la clasa maestrului Nicolae Bălțățeanu, asistenți fiind Ion Cojar și Vlad Mugur. În perioada studenției, la 26 septembrie 1954, Vlad Mugur îl distribuie în rolul principal, Alexe din Drumul Soarelui, de Virgil Stoienescu. În anul 1956 a absolvit Institutul de Teatru alături de alți viitori mari actori ai promoției de aur a teatrului românesc. Spectacolul de absolvire fiind Tragedia Optimistă, unde realiza un rol de ofițer. După absolvire, George Constantin este repartizat la Teatrul Armatei, viitorul Teatru Notara. A colaborat cu regizoarea Sandamanu pentru rolul profesorului Harry Higgins din Pygmalion de George Bernard Shaw. Cu regizorul George Teodorescu a colaborat în Antoniu și Cleopatra, în 1961, de William Shakespeare, în rolul Sextus Pompeius și pentru cel al lui Dmitri Karamazov din Frații Karamazov, în 1962, după Dostoievski. George Constantin a fost actorul acela grav. A fost Nicolae Roșca din Oricât ar părea de ciudat, de Dorel Dorian, la Teatrul Mic, o altă partitură recompensată cu premiul pentru cel mai bun rol într-o piesă românească. A fost Stornil în 1967, la Teatrul Mic, în Tango, iar pe scena Naționalului a fost Regele Lir în anul 1970. A jucat 10 de roluri memorabile pentru scena românească și a rămas în amintirea tuturor ca fiind un profesionist desăvârșit. Ultimul rol în teatru al lui George Constantin a fost Harpagon din Avarul de Molière, în regia lui Mircea Cornișteanu, a cărui premieră a avut loc pe 6 aprilie 1994. George Constantin a fost o prezență permanentă în spectacolele Teatrului Național Radiofonic, pentru care a înregistrat peste 500 de spectacole. Marele nostru actor a plecat la cele veșnice la 26 aprilie 1994, lăsând un gol imens în universul teatral românesc. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.